Dragi raci, nativ rac sau cu ascendentul rac, bine venit la horoscopul lunii august. Nu mai sunteți așa de tare în centrul atenției, știți foarte bine că acum câteva luni a fost energie intensă în ograda voastră, adică chiar luna trecută. A ieșit și soarele din zodia voastră la sfârșit de iulie, a avut loc o lună nouă în iulie, acum pace și liniște, nicio planetă nu mai trece multă vreme pe aici. Poate a venit vremea să luați un pic de vacanță, deși la cum se arată anumite planuri ale vieții, cred că n-a venit încă vremea să vă liniștiți. Nu pe toate planurile e activitate. Ba, am putea spune că zona carierei chiar se liniștește, probabil trebuie să vă ocupați în continuare de proiectele pe rol, alea pe care le aveați deja în desfășurare, că poate abia luna viitoare, în septembrie, veți reintra un pic în centrul atenției când Marte va bate la ușa voastră. Dar mai e până acolo. Acum aveți acel sentiment de pregătire. Parcă vă pregătiți, dar e o combinație între liniștea de după o perioadă foarte intensă și liniștea de dinaintea unei perioade foarte intense, cam de prin septembrie încolo. Încât puteți profita de un oarecare relaș, de lipsa de niște evenimente sau de provocări, dar, repet, nu pe toate planurile. Aveți impresia că sunteți elev. Elevul ce face? Stă în bancă și învață, nu intră efectiv în pâine să facă ceva. Și asta e vorba de orice plan al vieții, nu doar de profesie. Aveți ceva de învățat, cu alte cuvinte. Aveți impresia că nu știți niște lucruri, zona studiului este extrem de activată de ceva vreme și va mai fi foarte activată câteva luni bune de acum înainte. Poate mai degrabă vă preocupă banii, niște cheltuieli, niște investiții, de ce nu, niște cumpărături, pentru că acolo e marea bătălie pentru voi. Casa a doua, casa banilor, unde sunt foarte multe planete, casa a treia, tot o zonă a afacerilor, a tranzacțiilor, a roadelor financiare pentru mulți. Să vedeți unde ați ajuns. De-aia am zis că a fost o perioadă intensă, urmează o perioadă intensă. E, acum, în perioada asta de pauză, vă bucurați de niște roade, probabil deja adunate. Poate ați început foarte multe lucruri în lunile anterioare, inclusiv la luna nouă din iulie, care a avut loc în rac, poate voi ați dat drumul unor motoare noi și poate sunteți încă sub influența lunii noi din luna iulie, adică până la luna nouă din luna august, care are loc pe 4 august. Până atunci, probabil vă ocupați de rotițele astea care funcționează pe diverse planuri. Dacă am zis pe diverse planuri, hai să vedem cum stați pe diverse planuri și vorbim întâi despre iubire. Zona iubirii este acoperită de Scorpion, pe unde până prin toamnă, nu o să am ce vă spune, este pace și liniște. La fel și zona cuplului, acoperită de Capricorn, nici acolo nu se întâmplă nimic, sunt două zone complet libere, dar se întâmplă pe alte planuri. În zona relațională e ceva mișcare. Zona relațională este acoperită de Fecioară, unde va fi marea vânzoleală și acestei luni și a lunii imediat următoare. La sfârșit de iulie intră aici Mercur, pe parcursul lunii august trece pe aici Venus, la sfârșit de lună august intră aici Soarele, va fi și un Mercur retrograd aici, va fi luna viitoare o lună nouă în Fecioară, deci acolo zona relațională se activează foarte tare. E, când zic zona relațională, e loc de cunoștințe noi pentru amatorii genului, desigur, cine își dorește o relație nouă, niște contacte noi, să faceți cunoștințe. Unii s-ar putea să faceți cunoștințe la locul de muncă, persoane noi și, da, în unele cazuri pot rămâne simple relații de colegialitate, dar în unele cazuri poate fi vorba și de oarecare atracție, afinitate de natură sentimentală pentru unii. Ba chiar undeva pe parcursul lunii, în jur de 8 august, are loc o conjuncție dintre Mercur și Venus aici în sectorul relațional foarte bună. Nici nu știți de unde sare iepurile, nici nu știți de unde o potențială prietenie sau simplă întâlnire sau un simplu contact poate genera mai devreme sau mai târziu o relație. Din alt punct de vedere mai există un aspect și anume o altă conjuncție dintre Jupiter și Marte pe parcursul acestei luni, care va avea loc în Gemeni, undeva pe la mijlocul lunii, Gemenii fiind pentru voi un sector ușor ascuns, ușor în spatele cortinei, încât poate să aducă un personaj în viața voastră, poate toată primăvara au trecut personaje pe acolo, ați făcut cunoștințe, anturajul s-a lărgit, posibil începutul de an să fi fost destul de activ din punct de vedere social, relațional, e și pe acolo s-a legat ceva. În unele cazuri simplă prietenie, camaraderie, dar nici nu știți cum în această perioadă, evident pentru unii, conjuncția asta între Jupiter și Marte, care nu s-a mai produs de foarte multă vreme în Gemeni, poate să vă alimenteze un vis sentimental, un vis de iubire, un vis de poate vreodată se va naște ceva din povestea asta. Zic că e vis pentru că este casa 12. Casa 12 este o zonă a iluziei și cum este și în Gemeni, Gemenii sunt o zonă iluzorie, dar din nou o zonă a amăgirii, e, aici e problema. Dacă e reală situația respectivă, dacă e reală pasiunea, dacă e reală relația, dacă nu e doar inventată, dacă nu e doar o părere, o impresie pentru unii. Visați la cineva și pentru unii poate fi cineva mult prea sus ca să aveți speranțe, nu neapărat șanse, speranțe, poate unii chiar nu aveți speranțe, iubiți așa în taină, iubiți în secret, iubiți fără speranță, cum am zis. Oare se uită ăsta la mine? S-ar putea unii să fiți atrași de personaje care au ceva acolo, ori persoane foarte frumoase, ori persoane realizate, ori celebrități. Deci există un personaj care vă ia ochii așa și la care probabil multă vreme ați visat, visați în continuare, probabil o să mai și visați de acum înainte. E o chemare acolo foarte puternică. Mai mult decât atât, pe parcursul acestei luni, la sfârșitul lunii mai precis, pe 19 august are loc faza de lună plină și voi raci știți foarte bine că rezonați foarte mult, vibrați la lună plină. E, luna plină va fi în Vărsător de data asta, zona Vărsătorului pentru voi fiind sectorul acela al pasiunii, încât pasiunea de pe 19, conjuncția de pe 14, pentru unii poate genera această atracție ascunsă, aș spune, față de cineva. Și când zic ascunsă, pentru unii poate fi vorba și de o relație paralelă față de cea oficială de acasă, mai în secret. Pentru unii rămâne la nivel de visare, iluzie, platonism și toate celelalte, în timp ce alții probabil o să-i dați drumul, pentru că este implicat Marte. Marte este o planetă a pasiunii, a atracției, plus luna plină tot într-un sector marțian, cum este Casa 8-a, de ce nu? Unii s-ar putea să aveți parte de iubiri de astea carnale, i-aș spune mai degrabă decât romantice. Poate pentru unii este o confuzie acolo, măi, nu știu ce simt pentru respectivul, mi-e coleg de servici, dar parcă simt și altceva, o fi colegialitate, să rămână la nivel de prietenie, e mai mult, multe tubii. Casa 12 de multe ori e cu mari semne de întrebare, inclusiv casa 8-a. Sunt case misterioase, secretoase, în care multe necunoscute planează în aer. Iubirea poate fi puternic iluzorie. Pentru unii, simplă iluzie, simplă visare. V-ați îndrăgostit de cineva, dar nu prea se leagă ceva de acolo. Visați, sperați, așteptați. Poate vă sună, poate vă caută. Poate vă îndrăgostiți și de cine nu trebuie, se poate și lucrul ăsta. Să-l idealizați foarte tare pe respectivul. Am zis la un moment dat că există posibilitatea să vă îndrăgostiți de persoane care au ceva mai special, mai frumoși, mai arătoși, mai bogați, mai nu știu ce. Dar în unele cazuri poate fi vorba și de iubiri imposibile. Nu prea puteți accede la persoana respectivă, mai ales dacă este mult prea, dar nu cumva să-i puneți o aură iluzorie. Wow, ce minunăție de femeie, spuneți voi. Da, nu e chiar așa, sau de bărbat. Să nu îl ridicați pe cineva acolo pe un piedestal și să-i aduceți o sanale continuu, când el e cât se poate de firesc. E un om ca toți alții și să nu fiți păcăliți. Energia gemenilor poate fi și de mască. Mască arătoasă, masca atrăgătoare, masca omului care le are pe toate, dar de fapt cine știe dacă persoana care vă atrage nu e un om ca oricare altul. Deci, atenție de cine vă îndrăgostiți, atenție cui vă împărtășiți iubirea, posibil și asta să nu merite încrederea voastră, doza de secret, de taină, de necunoscut e foarte mare în perioada asta, ori că vă puneți voi marile întrebări, mă iubește, nu mă iubește, să o fac, să nu o fac, să-l caut, să nu-l caut, dubii cât cuprinde, ori din partea cealaltă nu primiți ceva atât de clar încât să spuneți, da, domnule, e ceva acolo sau nu, nu este, măcar să știți o chestie, să nu stați în zona de abureală, de oare mă place, nu mă place, că asta înseamnă blocaj, asta înseamnă simplă fantezie. Dar pentru unii, de ce nu, poate fi vorba și de aventuri, v-am spus că este și o zonă relațională foarte puternică, nici nu știți, vă duceți în concediu, mă rog, singur și întâlniți pe cineva, iubire de vară, iubire de noapte, iubire de delegație, iubire de festival, iubire de astea care se consumă repede, având la bază atracția, evident atracția fizică. Dar și un oarecare ascunziș, din păcate, pentru că și casa 8-a este secretoasă, și casa 12-a este secretoasă, și gemenii pot fi fățarnici, și ori voi puteți fi induși în eroare, gen vă spune respectivul că e liber, că își caută jumătatea și vă aruncați cu tot bagajul emoțional, că știți foarte bine că voi sunteți o zodie puternic emoțională, investiți tot în iubirea cu pricina. Și când se va ridica aburul ăsta al pasiunii, să vă dați seama că a fost vorbă goală, că a fost promisiune, că a fost iluzie, promisiuni de astea, de și o să facem, și o să dregem, care cine știe dacă o să se îndeplinească. Alea să vă sune clopoțelul. Dacă sunt prea de tot, dacă cineva, mamă, zice niște promisiuni de alea cât casa, clar că nu sunt decât vorbă în vânt. Gemenii, energia gemenilor de care vă ziceam că se întâmplă niște evenimente acolo, conjuncție între Jupiter și Marte, energia gemenilor poate fi mincinoasă, poate fi iluzorie, poate fi praf în ochi, pentru cucerit, să vă cucerească cineva cu orice preț, pentru că și voi puteți fi foarte atrăgători în ochii unora. Sunteți sexy, cu luna plină în casa 8-a s-ar putea să fiți foarte sexy în ochii unora. Vă îmbrăcați foarte bine, arătați foarte bine, inclusiv energia leului care se simte în această perioadă e de bogăție, e de opulență, e de abundență, e de frumusețe, deci pe unde apăreți sunteți atrăgători, dar și alții sunt atrăgători în ochii voștri, încât vă fură sau sunteți voi un hoț de inimi la capitolul imagine. Imaginea poate fi foarte atrăgătoare și de acolo vă puteți păcăli uneori. Și în ceea ce privește căsnicia sunt niște mici problemuțe acolo. Zona căsnicie, v-am spus, este acoperită de Capricorn, pe unde nu se mai întâmplă nimic. S-a întâmplat luna trecută și în luna anterioară, deci în iunie și în iulie au avut loc două faze de lună în Capricorn, încât poate voi culegeți roadele lunilor pline din lunile anterioare. Acolo e posibil să fi adunat niște rezultate, să fi ajuns la un apogeu, să fi văzut ceva, să fi clarificat, conștientizat, descoperit ceva. Ați construit ceva, ați ajuns la finalul unui drum, pentru că luna plină asta înseamnă. Mai mult de atât nu se poate. E maximum posibil al lunii și luna știți foarte bine că e guvernatoarea voastră, încât e posibil iunie și iulie și încă vă aflați sub energia acestei luni, acestor două luni pline, să fi venit cu o tavă plină din punct de vedere conjugal. Ați ajuns acolo la niște concluzii, v-ați asumat ceva și-a asumat partenerul ceva. Poate în unele cazuri a fost și o realitate care vi s-a arătat, că luna plină e mare cât casa și vedeți ceva. Poate ați văzut ceva, ați înțeles ceva, ați învățat ceva în strânsă legătură cu viața în doi. V-ați prezentat voi mai clar intenție, uite asta vreau în căsnicie, dăm și tu ceea ce mi se cuvine. Energia Capricornului este de responsabilitate, de maturitate, de lucruri serioase cu care nu te joci, încât e posibil lunile anterioare să fi avut astfel de discuții, așa cu cărțile pe masă, foarte mature cu personajul de sex opus din viața voastră, partenerul, și să fi clarificat încotro vreți să mergeți. Pe de altă parte, Capricornul este guvernat de Saturn și Saturn în perioada asta formează niște quadraturi, din păcate, și quadratură cu Jupiter, aceea este mai puternică și rară. Este o quadratură între Saturn și Jupiter, Jupiter fiind în sectorul ăla al secretelor de care vă ziceam. E, în unele cazuri e posibil să fie o perioadă cu dubii foarte mari în unele căsnicii, evident, în câteva căsnicii. Dubii în strânsă legătură cu parteneri care nu s-a ieșit lângă voi. Partener plecat în străinătate, voi trebuie să plecați în străinătate și apar dubile. E, acolo s-ar putea să înceapă un proces de conștiință, oare mășeală, oare are pe alta, oare de ce nu răspunde, chestii de genul, o luptă cu gândurile, în care distanța pe semne își lasă amprenta. Deci doar acolo unde nu sunteți pe aceeași lungime de undă pot apărea aceste întrebări. Ba chiar poate fi și o mică paranoia pe undeva. Vi se pare că se întâmplă ceva. În unele cazuri chiar se întâmplă. Tocmai v-am zis că există acea tendință de ascunziș, de relație paralelă pentru unii, evident. Și atunci e posibil să vă otrăvească așa un pic teama, nesiguranța, dubiu, întrebările astea în strânsă legătură cu seriozitatea partenerului. Oare chiar e serios? Oare ce face bărbatul meu acolo în Germania când pleacă cu zilele? Cam asta o să fie întrebarea care vă vizează. Sau orice altfel de întrebare care s-ar putea să aibă la bază o invenție, bine să spun, un pic de scenaristică, ceva care pare într-un anumit fel, pare mult prea bun sau pare mult prea rău, pare, dar realitatea s-ar putea să fie alta și o să o descoperiți și pe aia probabil într-o zi, dar probabil nu în această lună. În ceea ce privește munca, nici aici nu este mare activitate, pentru că zona locului de muncă este acoperită de săgetători, pe unde multă vreme de acum încolo nu o să se întâmple nimic, în timp ce zona carierei este acoperită de berbec, pe unde iarăși nu se mai întâmplă nimic de multă vreme. Încât vă spuneam la un moment dat că zona studiului este mai degrabă activată, dar nu numai a studiilor, a deciziilor, a acumulării de informații, a studiului pentru căpătare de experiență. Poate unii sunteți niște, vă spuneam la un moment dat, niște copii, niște elevi, învățați ceva. Unii poate asta faceți, urmați niște cursuri, vă înscrieți la niște cursuri, o lună sau o luna viitoare. Posibil să vă descoperiți niște lipsuri, lacune, în ceea ce privește pregătirea profesională. Vă lipsește un document, vă lipsește un atestat, vă lipsește curajul, vă lipsesc niște instrumente, niște resurse și începeți să le căutați. În unele cazuri vă lipsește satisfacția de natură profesională și atunci începeți să o căutați în altă parte. Unii poate ați ajuns așa de ceva vreme într-o zonă de oarecare blocaj și Saturn o să-și lase foarte tare amprenta în aceste blocaje prin quadratura rarisimă pe care o are cu Jupiter. Nu-i de colo o quadratură între Jupiter și Saturn, încât s-ar putea să aveți o stare de asta de capcană, de închisoare, de nemulțumire, începeți să căutați variante, adică al doilea job, hai să zicem pe dreaptă, poate încă nu apare, dacă nu e vorba de al doilea job, căutați a doua calificare, o am pe prima, muncesc acolo, că încă sunt un pic legat de mâini de picioare la capitolul muncă. Cu Jupiter în casa 12 s-ar putea să simțiți că jobul e așa o obligație, trebuie, n-am încotro, sunt legat de mâini de picioare, am un contract, unde să mă duc dacă vreau să plec. Dar pe de altă parte există strângerea asta în spate, parcă vă strânge în spate ceea ce se întâmplă acolo și de aia începe să vă uitați, bun, și mai stau aici un an, hai să zicem că până iese Jupiter din casa 12 mai stau. Dar asta am să fac? Pentru că vi se pregătește ceva. Saturn la anul va intra în zona carierei, Jupiter la anul intră în zodia voastră, deci la anul se întâmplă lucruri cândva în viitor și unii de asta începe să vă gândiți de pe acum, ca să nu vă treziți la anul că hopa, da, eu încotro iau, că uite ce moment bun este de schimbare. De pe acum apar, hai să zicem, insatisfacțiile, neplăcerile, nu vă mai regăsiți, nu vă mai simțiți în largul vostru, într-un anumit spațiu, loc poate chiar. Dacă nu cumva unii deja ați făcut această schimbare, ați plecat dintr-o țară, ați plecat dintr-un oraș, ați plecat de la o instituție, alții căutați acum, dar repet, pentru unii poate fi schimbare de profil, nu doar de job. Vreți să schimbați cariera, efectiv, profesia. Ați făcut ceva până acum, începeți să vă gândiți la alt plan în care poate vreți un pic de libertate, de decizie, de mișcare, de creativitate, de bucurie, de Nu mai spun de motivația financiară, care este foarte importantă. Nu exclus unii să luați niște decizii de genul ăsta. Poate chiar și conjuncția între Marte și Jupiter să vă dea, dacă nu decizia de plecare, de mutare în altă parte, gândul. Vi se inoculează acolo un virus, vă intră un virus în minte și începeți din ce în ce mai mult să vă gândiți la el. Vreau schimbare, vreau plecare, vreau schimbare, vreau altceva, vreau să învăț ceva, să mă scriu la o facultate, să mă scriu la 7 facultate, să mă duc să-mi dau un examen. Multe întrebări de genul, lucruri pe care poate înainte n-ați apucat să le faceți. Din diverse motive, lasă că la anul, lasă că am de copii de crescut, lasă că e bine și așa, deci tot felul de amânări sau poate nu amânări, poate chiar interdicții, n-ați putut. Au lipsit niște condiții favorabile în trecut să le duceți la îndeplinire și acum se ridică un pic niște opreliști sau devine dorința de schimbare mai mare ca oricând. Asta dacă n-ați făcut deja niște schimbări și până acum. Dar totul provine de la a învăța ceva nou. Unii poate chiar renunțați la niște școli, să zicem așa. Sunteți deja student, cursant, frecventați niște cursuri, într-un fel sau altul. Și începeți să vă gândiți dacă merită, dacă sutile, și probabil asta o să facă Saturn de acolo din Pești. Saturn va avea două quadraturi și cu Marte și cu Jupiter în această perioadă, care nu s-au mai produs. Cu Marte, cred că de vreo 30 de ani, cu Jupiter nici n-am căutat când o mai fi fost o astfel de quadratură. Deci quadraturile astea, plus niște opoziții pe care le va face tot Saturn, ba chiar și Neptun pe perioada acestei luni, începe să vă gândiți la baza de informații, la baza teoretică, la baza practică pe care o aveți, la documente, diplome, atestate. Vă uitați așa, măi, eu pe ce mă bazez? Și unii vă dați seama că n-aveți. Sau aveți, dar nu folosiți. Am făcut o facultate, dar degeaba am făcut-o. Poate fi și sentimentul ăsta de inutilitate a unor studii deja terminate și ziceți, nu mai bine mă făceam eu cu afeză. Ce mi-a trebuit mie să fiu student la fizică atomică? Nu o să-mi găsesc în domeniul ăsta niciodată. Încât unii probabil căutați niște meserii, îmi vine să spun mai mult, deci nu profesie, meserii. Parcă e întoarcere la meserii, parcă e întoarcere la îndeletniciri, ceva mai palpabil, cu mâinile, coafor, producție, tras la mașină, croitorie, bucătărie, nu știu, alte chestii mai meseriașe, în care sigur că puteți deveni performer, deci cu Saturn în casa nouă și cu planete în fecioară pe o axă a studiilor și luna asta, dar și anul viitor, mulți veți gândi să vă specializați, nu doar să vă recalificați, să vă specializați într-un domeniu, o facultate, un master, cât mai înalt. Chiar dacă sunteți, nu știu, șofer, dar cel mai tare șofer din parcare, pe niște domenii specializate, de performanță, de specialist, de cel mai calificat în domeniu. Nu așa că n-am încotro. Vă ridicați standardele, cu alte cuvinte. Saturn cere mult de la voi și anul ăsta și anii viitori. Pentru că Saturn, vă spuneam, de la anul încolo, intrând în berbec, intră în zona carierei pentru voi, unde va sta vreo 2 ani și ceva, apoi o să pună mult pe umerii voștri. Responsabilitate, obligații, funcții, poziții, mult de muncă, pretenții, statut, renume, succes, tot tacâmul. Deci Saturn nu e o planetă care ne dă pe tavă nimic, ci în urma unui efort depus, efortul de a învăța pe care deja iacă-te îl faceți de când îl aveți pe Saturn în Pești. Și Saturn e în Pești încă de anul trecut și încă mai stă vreun an pe acolo. Ceea ce înseamnă că a venit vremea studiului, învățatului, deschideți o carte, învățați ceva nou, descoperiți ceva nou, amplificați, creșteți, progresați în domeniul ăla, că poate sunteți deja pe domeniul cu pricina, dar cineva vă ridică ștacheta, băi, numai atâta poți? Nu pot, că n-am bani, că n-am timp, că... Cum n-ai? Caută-ne. Și de aia vi se umblă în resurse, în buzunare, metaforic vorbind. Scoate timp, elimină ce nu-ți trebuie în viața ta, scoate bani, fă ceea ce-ți trebuie ca să deschizi porțile cunoașterii prin studiile cu pricina, dar din alea de specialist. Inclusiv financiar s-ar putea să stați bine, multe aspecte în strânsă legătură cu banii, Poate n-a fost așa de ușoară luna iulie din punct de vedere financiar, că au fost multe opoziții, dar acum poate, deși sunt și aici niște quadraturi care nu sunt tocmai favorabile, quadraturi cu Uranus, posibil să aveți niște mici blocaje de natură financiară. Ați vrea să faceți ceva, ați vrea să faceți niște investiții, niște achiziții, niște cumpărături, dar trecător, numărând câți bani aveți în buzunar, probabil nu o să fiți foarte încântați și de-aia va trebui să învățați să mai amânați, nu să eliminați de pe listă ceea ce vreți să faceți, sau promisiunile care vi se fac de natură financiară deocamdată nu se îndeplinesc, ci sunt așa undeva peste o vreme. Asta este luna august pentru voi, dracii. E importantă, sunteți încă într-o vibrație care vă pune în valoare, în lumină. O lună plină în zona valorii ar trebui, o lună nouă, pardon, în zona valorii ar trebui să vă arate de ce sunteți în stare și care vă este potențialul, deci căutați-l.